Se fac tot mai puține teste în România, deși țara noastră are o capacitate de aproximativ 55.000 de teste pe zi și, cu toate acestea, media zilnică este de aproximativ 20.000. În ultimele 24 de ore au fost confirmate alte aproximativ 6.000 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, în urma mai mult de 28.000 de teste. Iar 164 dintre ai noștri au fost uciși de coronavirus în tot acest timp. Autoritățile încearcă să extindă numărul locurilor de la terapie intensivă pentru cei aflați în stare gravă. Autoritățile spun că există două tipuri de solicitări de testare. Cele care se încadrează în definiția de caz dată de Institutul Național de Sănătate Publică, testați pe cheltuiala statului, și cei care plătesc personal pentru aceste teste. Iar în acest moment sunt prelevate mai puține probe, deoarece nu există solicitări care să se încadreze în definițiile de caz. Suntem pe un platou, domnule doctor, dacă e să ne uităm la numărul de cazuri. Da, da, platou la nivel național nu ne ajută în raport cu zonele roșii, ci în capitală trebuie discutat separat. Și aici cred că suntem departe de un echilibru. Adică aici trebuie să găsim o variantă, măsurile de prevenție despre care vorbim de foarte multe ori pe zi, dar o testare extinsă ar fi de asemenea importantă, testare cu izolare, cu anchetă epidemiologică, cu izolarea contactilor. La finalul lunii octombrie, ministrul Sănătății Nelu Tătaru anunța într-o ședință de guvern că România a ajuns la o capacitate de 50.000 de teste în fiecare zi. Acest prag nu a fost însă atins niciodată. Capitala se confruntă în continuare cu o rată uriașă de infectare, 7,01 cazuri la 1.000 de locuitori pentru a doua zi consecutiv. Dacă suntem prudenți, fiecare dintre noi, vom putea avea niște sărbători în liniște, doar că aceste sărbători vor fi cu familia restrânsă. Sau dacă trebuie neapărat să ne întâlnim tot într-un grup restrâns și sunt și oameni din afara familiei, ar fi bine să cunoaștem statusul acelor persoane, să ne testăm înainte. Opțiunea de a crește numărul de teste, chiar cu cele rapide, adăugând contactii direcției ai bolnavilor confirmați, se împiedică însă în direcțiile de sănătate publică. Experții europeni subliniază că testele antigen sunt mai rapide și mai ieftine, dar nu sunt atât de eficiente.